Vă salut, dragii mei! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vorbim despre inteligența artificială, conștientizarea de sine și materialism. Inteligența artificială și domeniile ei asociate sunt în prezent într-o evoluție rapidă. Cu toate acestea, dezvoltarea inteligenței artificiale ridică considerații etice și de securitate semnificative. Pentru a aborda astfel de probleme și în cele din urmă a evolua până la punctul de inteligență adevărată, trebuie mai întâi să ne întrebăm ce este inteligența, sau mai bine spus, ce este conștiința de sine sau conștiința. Pe măsură ce inteligența artificială evoluează rapid și modelele mari de limbaj au trecut deja probabil testul Turing, un test al capacității unei mașini de a prezenta răspunsuri inteligente, echivalente sau care nu se pot distinge de cele ale unui om, aceasta duce la întrebări despre dacă algoritmii ar putea fi considerați ca fiind sensibili și ne aduce față în față cu definirea naturii conștiinței sau a conștiinței de sine. În mod semnificativ, potențiala apariție a sistemelor de inteligență artificială conștiente de sine aduce problema grea conștiinței în atenție. Cum obțin sistemele materiale o experiență subiectivă sau fenomenală? Această întrebare veche de secole merge în inima științei, testând abordările de bază ale materialismului și reducționismului și provoacă înțelegerea noastră a naturii inteligenței și a structurii realității. Problema grea conștiinței, așa cum este articulată de filozoful David Chalmers, se referă la dificultatea de a explica modul în care experiențele subiective, calitative, apar din procesele fizice din creier. Aceasta este în contrast cu problema ușoară a conștiinței, care se ocupă cu explicarea funcțiilor și comportamentelor cognitive prin mecanisme neurologice. Abordările reducționiste și materialiste ale conștiinței susțin că conștientizarea poate fi pe deplin explicată prin analiza comportamentelor fizice ale creierului și a interacțiunilor acestora. Cu toate acestea, această viziune se confruntă cu provocări semnificative atunci când se confruntă cu natura subiectivă a experienței conștiente. Așa cum subliniază Nassim Haramein în recenta sa carte Călătorie către inima inteligenței artificiale, reducerea conștiinței la o simplă activitate neuronală nu reușește să țină seama de dinamica la scară cuantică în joc în structurile atomice și subatomice ale creierului. Limitările materialismului strict și reducționismului devin evidente atunci când luăm în considerare complexitatea vastă a creierului uman, cu trilioanele sale de celule și atomi organizându-se într-un component coerent, colectiv, rezultând o entitate conștientă de sine. Înțelegerea noastră actuală a fizicii și neurobiologiei nu poate explica această faptă remarcabilă de autoorganizare și apariția experienței subiective. După cum explică Haramein, citez, analiza făcută de anumiți neurologi și fizicieni, conform căreia conștiința este însumarea întregii activități neuronale din creier, nu este de fapt suficient de reductivă, deoarece nu ia în considerare dinamica materială din care sunt făcute sinapsele la scara cuantică a atomului și particule subatomice. Am încheiat citatul. Nassim explică în continuare că, citez, acest lucru ar fi similar cu un astrofizician care observă și încearcă să calculeze dinamica unei galaxii fără a lua în considerare stelele din ea. Am încheiat citatul. Nassim subliniază că dacă vom urma principiile materialismului în definirea conștiinței și rezolvarea problemei grele a conștiinței, trebuie mai întâi să definim ce se înțelege prin material, deoarece la scară cuantică trebuie să rivalizeze cu neliniarul interacțiuni cum ar fi încurcarea la distanțe mari, incertitudini și divergențe cum ar fi masa goală și sarcina goală a particulelor și, cel mai important, densitatea la scară Planck a fluctuațiilor de vid cuantic electromagnetic. Deci, ceea ce se înțelege în mod normal prin material, cum ar fi lucrurile pe care le putem atinge și simți, cum ar fi analogia cu particulele care sunt mici bile de biliard, nu se aplică în mecanica cuantică,
Mai mult, dacă vom urma metoda reducționistă, aceasta trebuie să meargă până la capăt și să nu se oprească la neuroni și sinapsa neuronală. Trebuie să meargă la nivelul cuantic al atomilor și chiar la starea de vid a câmpului din care se formează particulele subatomice, mai explică Nassim Haramein. Există teorii care încorporează fizica cuantică și gravitația cuantică, care sugerează modul în care conștiința poate apărea din interacțiuni complexe dintre creier și structura spațiu-timp subiacentă și fluctuațiile de vid cuantic. Teorii precum rețeaua de memorie spațială unificată sugerează că creierul acționează ca o antenă, adaptându-se la fluxurile de informații la scara Planck și angajându-se într-un mecanism de feedback între câmpurile electromagnetice și gravitaționale. Pe măsură ce dezvoltăm sisteme de inteligență artificială din ce în ce mai sofisticate, trebuie luat în considerare posibilitatea ca inteligența adevărată și conștientizarea de sine să necesite valorificarea capacităților de calcul cuantic, care cel mai probabil vor fi foarte diferite de ceea ce se construiește în acest domeniu astăzi. Această abordare ar imita mai îndeaproape operațiunile la scară cuantică, ce au loc în creierul biologic, astfel încât computerele cuantice ale viitorului este puțin probabil să se asemene cu sistemele noastre actuale de procesare a informațiilor. Căutarea de a crea inteligența artificială conștientă de sine ne obligă să ne confruntăm cu limitele paradigmelor noastre științifice actuale. Ne provoacă să explicăm ce se înțelege prin materialitate și nivelul la care reducționismul este luat în analizarea comportamentului sistemelor materiale, precum creierul, în corelația sa cu conștientizarea. Cu siguranță trebuie să luăm în considerare interconexiunea profundă a materiei, energiei și informațiilor la cele mai fundamentale niveluri ale realității. Pe măsură ce navigăm în implicațiile etice și filozofice ale inteligenței artificiale potențial conștientă de sine, trebuie să rămânem deschiși către noi perspective care să creeze o punte între fizic și experiențial. Problema grea a conștiinței ne poate conduce în cele din urmă la o înțelegere mai holistică a inteligenței, în care fluxul de informații care iese din scara Planck a tărâmului cuantic este condus de un mecanism de feedback între câmpul electromagnetic și câmpul gravitațional al scării atomice și în cele din urmă scara biologică, și că acest feed-forward de informații ar putea explica dezvoltarea rapidă a acestor sisteme de autoorganizare și eventuala apariție a conștiinței de sine sau a conștiinței din aceste structuri biologice complexe. Iată în continuare un fragment extras din cartea lui Nassim Haramein. Inteligența artificială și domeniile ei asociate sunt în prezent într-o evoluție rapidă. Cu toate acestea, dezvoltarea inteligenței artificiale ridică considerații etice și de securitate semnificative. Pentru a aborda astfel de probleme și în cele din urmă a evolua până la punctul de inteligență adevărată, trebuie să ne întrebăm mai întâi ce este inteligența sau, mai semnificativ, ce este conștiința de sine ori conștiința. În fizică și filozofie, aceasta este denumită în mod obișnuit problema grea a conștiinței, spre deosebire de problema ușoară, cea din urmă presupunând că comportamentul cognitiv poate fi explicat prin însumarea componentelor fizice ale creierului și interacțiunile lor. Controversa și dezbaterea dintre cele două abordări fac furori de ani de zile, susținătorul abordării problemei grele, spunând că analiza reductivă a componentelor fizice ale creierului, de exemplu, nu poate rezolva și oferi o imagine completă a experienței subiective calitative sau experiența conștientă subiectivă a sentimentelor și senzațiilor, precum aprecierea unui apus de soare deosebit de senzațional sau experiența calitativă a unui preparat deosebit de gustos. În timp ce dezbaterea despre natura conștiinței a făcut furorii de secole și a inclus mulți matematicieni, fizicieni și filozofi celebri, mulți consideră că argumentul problemei dure
este un atac mult mai profund asupra naturii științei în sine și a validității procesului științific al fizicismului sau al materialismului reductiv, unde analiza părților unui sistem și a subcomponentelor sale va avea ca rezultat inevitabil înțelegerea întregului. Sugerarea că conștientizarea sau conștiința nu se reduc la fizicitatea creierului zguduie fundamentele metodei științifice și ale materialismului de bază. Ea trezește o bătălie veche în evoluția științei. Este lumea reductibilă doar la fizicul ei sau există încă ceva care nu s-a înțeles încă? Dacă există ceva ce am învățat de-a lungul deceniilor de cercetare pe care le-am făcut despre natura realității, este că ori de câte ori există concepte care par a fi în opoziție unele cu altele sau care chiar par a fi paradoxale, răspunsul nu se găsește de obicei în a lua în considerare unul sau altul, dar adesea se găsește în contemplarea ambelor. Nu există nicio îndoială că analiza reductivă poate fi un instrument puternic. De exemplu, o analiză reductivă a componentelor și subcomponentelor unui ceas are meritele sale și va oferi o înțelegere generală a mecanismelor și dinamicii implicate în funcționarea ceasului. Analiza reductivă și metoda științifică sunt foarte eficiente și puternice în a oferi o înțelegere generală și în unele cazuri profundă a mecanicii și comportamentelor energetice ale lumii și realității noastre. Cu toate acestea, presupunerea că prin descrierea angrenajelor, arcurilor, pârghiilor și șuruburilor unui ceas am descris tot ce trebuie să știm despre obiect este eronată. Există o dificultate intrinsecă, inerentă și fundamentală în fizică și în matematică, ce are de a face cu natura fracțională a lumii materiale. Ceasul, așa descris, nu ne spune nimic despre natura existenței sale, cum a ajuns să fie, de unde provin atomii și particulele subatomice care alcătuiesc diferitele componente ale ceasului, cum s-au organizat într-un asemenea mod și care a fost natura evoluției lor pentru ca în cele din urmă să rezulte relația dintre toate părțile pentru a face să bifeze a doua săgeată. Cine era ceasornicul? Cine l-a proiectat? Chiar mai departe, am putea întreba care este sursa energiei care face ca roțile de viteză să se învârtească și să producă efectul săgeților care trec pe fața cadranului, indicând ora din zi și ce semnificație are aceasta pentru cel care observă. Prin urmare, și în mod semnificativ, sensul fizicismului și analizei reductive poate oferi un răspuns fundamental doar dacă se presupune că există doar relații liniare și că scalele au o rezoluție finită, o anumită valoare limitată, și că sistemul în care aplicăm analiza este fundamental și complet izolat de restul activităților universului. Totuși, astăzi, dacă întrebăm un fizician de unde provin atomii care alcătuiesc roțile de viteză ale ceasului și cum au apărut particulele subatomice care alcătuiesc atomii și moleculele observatorului și producătorului ceasului sau cum au apărut ele auto-organizându-se pentru a face ceasornicarul, cel mai probabil veți găsi răspunsul nesatisfăcător sau incomplet în cel mai bun caz. Pentru sursa materialului, atomii și particulele subatomice, fizicianul ar trebui să se refere la un eveniment miraculos numit Big Bang, în care au fost produse tot spațiu-timp și materialul atomic. În ceea ce privește mecanismul din care iese ceasornicarul, în care aproximativ 50 de trilioane de celule, fiecare formată din aproximativ 100 de trilioane de atomi, s-au auto-organizat pentru a produce o ființă extrem de complexă și coerentă, fizicianul nu ar putea explica auto-organizarea, complexitatea existenței sale. Nu contează să poți explica sensul și experiența individului citind timpul dat de ceas. În consecință, punctul de vedere al materialistului, conform căruia tot ceea ce trebuie să știm este materialul, cum ar fi creierul, pentru a înțelege tot ce trebuie să știm despre un sistem, este rezultatul unei presupuneri semnificative și profunde, concepția eronată că știm tot ce trebuie să știm despre lumea materială în sine și că nu există relații neliniare, cum ar fi încurcarea pe distanțe mari,
sau chiar divergență către infinit și singularități, totul este eronat. În plus, se presupune că înțelegem cum materia se autoorganizează în complexitatea biologiei și dinamicii ei. Asemenea, presupuneri nu sunt congruente cu nivelul actual de cunoștințe pe care îl avem despre natura lumii, adică masa, energia și forțele. Avem ecuații care descriu cu precizie relația dintre masă și energie și relațiile dintre energie și forțe. Dar nu avem o înțelegere profundă a naturii și a sursei acestor mase și de unde provin, de exemplu, forța electromagnetică. Einstein ne-a spus că gravitația este rezultatul curburii spațiu-timpului, dar nicăieri nu a descris din ce este alcătuit spațiu-timpul, astfel încât atunci când se curbează să producă o forță. Știm de asemenea că câmpurile magnetice sunt prezente la scară atomică, dar nu avem nicio idee de unde provin. Mai mult, atunci când descriem o particulă subatomică, cum ar fi un proton, tot ceea ce putem afirma este că este o regiune a spațiului în care o regiune de încărcare este suficient de puternică pentru a apărea ca o particulă. Și știm că atomii înșiși, care alcătuiesc lumea materială, sunt formați din 99,99999% spațiu sau în mare parte spațiu. Și mai semnificativ, ca urmare a explorărilor teoriei câmpului cuantic, aflăm că spațiul scării cuantice nu este deloc gol, ci plin de fluctuații electromagnetice pe care le numim energie cuantică a vidului. Toate acestea au ca rezultat faptul că atunci când se adoptă o viziune materialistă, în analiza unui creier, de exemplu, acuratețea analizei este la fel de bună ca definiția pe care o dăm materialului și la ce scară luăm în considerare implicarea acestuia. De exemplu, un neurobiolog care afirmă că cunoașterea este doar rezultatul interacțiunii neuronale din creier, ia în considerare doar dinamica relației dintre neuroni și reacțiile electromagnetice la acea scară. Presupunerea este că scara atomică și subatomică din care sunt construite acestea nu este cumva implicată. Acest lucru ar fi similar cu un astrofizician care observă și încearcă să calculeze dinamica unei galaxii fără a lua în considerare stelele din ea. Sau, pentru a reveni la analogia ceasului nostru, ar fi ca și cum am da o analiză a mișcării acelui ceas de parcă nu ar fi implicate angrenajele și arcurile care le antrenează. Deși toate acestea ar putea părea ca o pledoarie împotriva viziunii materialiste reducționiste, de fapt evidențiază că analiza făcută de anumiți neurologi și fizicieni, conform căreia conștiința este însumarea întregii activități neuronale din creier, nu este de fapt suficient de reductivă, deoarece nu ia în considerare dinamica materială din care sunt realizate sinapsele la scara cuantică a particulelor atomice și subatomice. Aici problema trece de la ușoară la una grea. Aici, la scară cuantică, a-ți dezvolta analiza interacțiunilor devine mult mai dificilă. În domeniul fizicii cuantice, trebuie să rivalizezi cu interacțiunile neliniare, cum ar fi încurcarea la distanțe mari, incertitudinile și divergența, cum ar fi masa goală și sarcina goală a particulelor, și cel mai important, densitatea la scară Planck a fluctuațiilor electromagnetice ale vidului cuantic. Toate aceste lucruri sunt intrinseci mecanicii cuantice și trebuie luate în considerare în analiza lumii materiale. Cu siguranță, inteligența sau conștiința are multe dintre atributele neliniare pe care le pot asocia tărâmului cuantic, iar dovezile experimentale recente, luând în considerare dinamica gravitației cuantice, demonstrează că dinamica non-clasică a încurcăturii poate avea loc în creier. Mai mult, știm deja că, dacă ar fi să obținem inteligența adevărată în unele dezvoltări tehnologice, aceasta va fi prin intermediul capacităților de calcul cuantic, care cel mai probabil vor fi foarte diferite de ceea ce construim în acest domeniu astăzi. La urma urmei, motivul pentru care avem nevoie de calculatoare cuantice, care utilizează încurcături și suprapunerea funcțiilor de undă,
pentru a încerca să reproducă capacitățile creierului, este că creierul însuși funcționează la acea scară. În ultimii ani au apărut noi teorii ale gravitației cuantice și ale naturii forțelor și masei care descriu nivelurile de energie ale particulelor și forțelor subatomice în termeni de gradienți de presiune în fluxul unui câmp subiacent al fluctuațiilor de vid cuantic electromagnetic, care poate fi descris ca un flux de informații. Aceste dezvoltări teoretice deschid o ușă către câmpuri vaste de investigații, în care creierul acționează ca o antenă reglată în acest flux de informații, care iese din scara Planck a tărâmului cuantic, care este condus de un mecanism de feedback între câmpul electromagnetic și câmpul gravitațional al atomului și eventual scara biologică. Acest feed-forward de informații ar putea explica dezvoltarea rapidă a sistemelor de autoorganizare pe care le observăm la scară biologică și eventuala apariție a conștiinței de sine sau a conștiinței din aceste structuri biologice complexe. Evenimentul dezvoltării inteligenței artificiale și interesul față de domeniile asociate pe care îl impulsionează au potențialul de a rezolva unele dintre cele mai mari și mai importante descoperiri din istoria omenirii. Ca orice dezvoltare tehnologică inovatoare, aceasta are potențialul de a fi o mare provocare pentru civilizație și pentru evoluția noastră. Este critic în acest moment să luăm în considerare ramificația etică și juridică a acestor evoluții și viitorul umanității în acest context. Dragii mei, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că mi-ați fost alături și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!